Președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretele pentru numirea miniștrilor propuși de premierul Dacian Cioloș. Mai mult decât atât, președintele a semnat și decretul prin care ia act de demisia lui Petre Tobă din funcția de ministru al afacerilor interne. Ieri, premierul Dacian Cioloș a anunțat propunerile pentru funcțiile de miniștri care le aveau în vedere pe Ioan Dragoș Tudorache pentru funcția de ministru al afacerilor interne, iar Paul Gheorghiu pentru funcția de ministru, șef al Cancelariei Prim-Ministrului. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat astăzi decretele pentru numirea miniștrilor propuși de premier. Astfel, pentru funcția de ministru al afacerilor interne a fost numit ministrul Ioan Dragoș Tudorache. În comunicat se arată că Dragoș Tudorache a fost ministru, șef al Cancelariei Prim-Ministrului, poziție din care a coordonat implementarea politicilor publice la nivelul guvernului. În perioada 2007-2015, Dragoș Tudorache a activat în funcții de conducere importante în cadrul Direcției Generale pentru Afaceri Interne a Comisiei Europene, poziție din care a avut relații constante cu Ministerul de Interne român, acumulând experiență pe subiecte aflate în gestiunea Ministerului de Interne. Am decis să-l propun domnului președinte pe Dragoș Tudorache. Dânsul a avut ocazia în activitatea profesională a dânsului în anii trecuți să lucreze, să colaboreze cu Ministerul de Interne, deci cunoaște cât de cât cum funcționează Ministerul. Cred că dânsul este în măsură să facă față la provocarea care este în față acolo la Ministerul de Interne. Paul Gheorghiu este propus pentru funcția de ministru, șef al Cancelariei Prim-Ministrului. Ca și șef al Cancelariei pentru perioada care mai rămâne de 4 luni de zile, m-am gândit să-l propun pe domnul Paul Gheorghiu, care este în momentul de față șeful meu de cabinet, care cunoaște mersul lucrurilor la Cancelarie, este cunoscut de toți miniștrii și cred că va face față acestei sarcini până la sfârșitul mandatului. Premierul declară că Gheorghiu are experiență solidă în administrația publică de coordonator la nivelul de cabinet ministru în mai multe instituții precum Ministerul Economiei, Comerțului și Mediul de Afaceri, Ministerul Dezvoltării Regionale, precum și în Camera Deputaților. Ceremonia de depunere a jurământului de investitură va avea loc miercuri 7 septembrie la Palatul Cotroceni. Mai mult, președintele a semnat și decretul prin care ia act de demisia domnului Petre Tobă din funcția de ministru al afacerilor interne.